Pentru a nu fi în afara legii, cei care produc, dețin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum și persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice, au obligația de a obține autorizația din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și de la Inspectoratul Județean de Poliție, pe raza cărora își desfășoară activitatea. Ei prezintă și câteva infracțiuni și contravenții prevăzute de lege pentru nerespectarea regimului articolelor pirotehnice. Orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de 3 luni la 1 an. Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an. Polițiștii suceveni vin cu precizări și despre contravenții. Amenzile pot fi cuprinse între 2.000 și 7.500 de lei, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.